Complexul energetic Hunedoara are datorii de peste 800 de mii de lei către societatea de distribuție a apei din Deva, motiv pentru care furnizarea utilității va fi întreruptă de miercuri 21 mai. Restanțele datează din anul 2014, iar firma de apă a încheiat un contract de eșalonare cu ce Hunedoara, însă nici acesta nu a fost respectat. Complexul Energetic Unedoara nu și-a mai achitat datoria către Societatea de Distribuție Apei de mai bine de un an, iar în luna noiembrie anului 2014 entitatea energetică a fost notificată. Abia în luna martie 2015 s-a încheiat un contract între cele două pentru ca datoria de 800.000 de lei să fie plătită în baza unei eșalonări, însă nici angajamentul din document nu a fost respectat de către Complexul Energetic Unedoara. În aceste condiții, APA Prod a formulat solicitare către instanță pentru deschiderea procedurii de insolvență, a complexului energetic Hunedoara. De asemenea, s-a solicitat ca o întâlnire să aibă loc între reprezentanții societății de apă, a entității energetice, dar și ai prefecturii Hunedoara pentru a se găsi soluții în caz contrar. Apa va fi sistată la termocentrala Mintia și punctele termice din municipiul Deva.